Iubiți frați și surori, iubita adunare, suntem în casa Domnului în dimineața aceasta să-L onorăm, să-L binecuvântăm și să-L slăvim pe Dumnezeu. Un bun venit tuturor celor care sunteți aici împreună cu noi, un bun venit tuturor celor care ați început să ne urmăriți în transmisie live, Dumnezeu pe toți să ne binecuvânteze. E o zi specială, e o zi în care Domnul vrea să cerceteze pe poporul Său, și noi să fim gata cu inimile deschise să ascultăm ceea ce Domnul vrea să ne vorbească. Haideți împreună, ridicați în picioare din toată inima, căutând pe Domnul și așteptând prezența Sa peste noi, să cerem binecuvântarea Sa. Amin.
ți povara grea, ne-ai dus-o la Golgota și ne-ai dat să schimb mântuirea. Tu ești cel mai minunat, ești al lumii împărat, de aceea eu îți scânt slavă neîncetat. Dai lumină zorilor, strălucire stelelor, nimeni lumei nu-i ca tine, puternic Dumnezeu. Fericit eu am să scânt când voi trăi pe pământ, de iubirea ce mi-ai arătat. Niciodată singur nu sunt pe brațul tău, Iisus, m-ai luat pe veci în mâna ta. Tu ești cel mai minunat, ești al lumii împărat, de aceea eu îți spun slavă neîncetat. Dar lumina zorilor, strălucire stelelor, nimeni lume nu-i ca tine, puternic Dumnezeu. Iisuse, înaintea ta îmi aduc azi inima, fă de-acum ce vrei, Doamne, cu ea. Ești izbăvitorul meu, unui fiu de Dumnezeu, ție am să-ți cânt, Doamne, mele. Cel mai minunat, ești al lumii împărat, de aceea eu îți cânt slavă neîncetat. Dai lumină zorilor, strălucire stelelor, nimeni lume nu-i ca tine, puternic Dumnezeu. Pacea mea,
El e ocrotirea, eu nu mă tem. El e Shaddai, Sfântul Adonai. El mi-a umplut glasul când îl chem. El e stânca mea, El e pacea mea. El e ocrotirea, eu nu mă tem. El e Shaddai, Sfântul Adonai. El mi-a umplut glasul când îl chem. Nu mă tem. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Psalmilor, la Psalmul numărul 3, pagina Sfânta Scriptură 554. Cartea Psalmilor, Psalmul 3, un psalm al lui David, făcut cu prilejul fugii lui dinaintea fiului său Absalom. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei, ce mulțime se scoală împotriva mea, cât de mult zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea și Tu mi înalți capul. Eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară de toate părțile. Scoală-te, Doamne, scapă-mă, Dumnezeule, căci Tu bați peste obraz pe toți vrăjmașii mei și zdrobești dinții celor răi. La Domnul este scăparea, binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău. Amin. Mă invit să reocupați locurile pentru câteva momente. Am citit acest psalm, psalmul 3, este un psalm al lui David. Și chiar din titlu ne dăm seama despre ce este vorba. Este un psalm făcut atunci când David trece printr-o situație foarte dificilă. Fiul său, Absalom, a cerut voie să plece la Hebron și acolo a uneltit împotriva tatălui său regele și s-a autoproclamat el rege. Și lucrul acesta a ajuns la urechile lui David, care a spus, trebuie să plecăm. Trebuie să fugim, pentru că, într-un fel, mânia lui Absalom este foarte turbată împotriva mea și împotriva țării întregi. Și David scrie acest psalm, psalmul 3. El își dă seama că are mulți vrăjmași și are de vrăjmași pe fiul său, pe Absalom, din casa sa. Fiul crescut în casa lui. Își dă seama că are un alt dușman, unul dintre sfetnicii săi, Ahitofel, ghilonitul, care și el a uneltit împotriva regelui. Și el s-a dus împreună cu Absalom, era sfetnic de bază în ceea ce ținea de rânduirea și de cârmuirea poporului Israel, și el a plecat cu Absalom. Și de asemenea, încă un vrăjmaș direct a fost acel om, în timp ce David mergea cu o parte din popor, era sus pe creasta dealurilor unul care era foarte vocal, foarte brutal, Shimei. Un Beniamin din casa lui Saul, care înainta și îl blestema pe David, arunca cu pietre după el, ridica praful, și spunea tot felul de cuvinte de ocare, du-te, om al sângelui, și așa mai departe. Avea mulți vrăjmași David și, bineînțeles, mulțimea care a trecut de partea lui Absalom. Și David se roagă această rugăciune și își dă seama de mulțimea vrăjmașilor lui. O primă întrebare pentru prima rugăciune. Care sunt vrăjmașii tăi? Care sunt cei ce te necăjesc, nu cei care, pentru care tu ai fi o pricină? Cei care nu-ți dau pace, poate să fie cei din casa ta? David l-a avut pe fiul său. Poate să fie cei din casa ta care nu sunt mântuiți, nu sunt întorși la Domnul. Poate să fie dintre cei care să fie vrăjmași ai tăi. Poate să fie la locul de muncă,
Poate să fie cineva din echipa ta, din anturajul tău, dintre colegii tăi de la școală, dintre cei care odată ți erau aproape și te sfătuiau, așa cum Ahitofel a fost un foarte bun consilier pentru David. Poate să fie unul care este fățiș împotriva ta din societate, unul brutal, direct, care nu are nicio jenă să te înjure în față, să-ți vorbească urât, să facă tot felul de remarci urâte la adresa ta. Indiferent care ar fi potrivnicii tăi, de orice natură ar fi ei, Biblia ne cheamă să ne rugăm pentru ei, ne cheamă să le facem bine, să-i binecuvântăm, ba chiar să-i iubim. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Dacă vrăjmașul tău are nevoie și poți să o împlinești, împlinește-o. Iar în Matei 5:44 spune cuvântul Domnului, Domnul Iisus spune, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc. Iar versetul 55 spune prima parte, ca să fiți fii ai Tatălui. Adică identitatea voastră de creștini, de copii ai lui Dumnezeu, se arată mai presus de a face bine celor care sunt ok cu tine. Ca asta face, poate să facă oricine. Dar un creștin este chemat inclusiv în direcția aceasta a celor care nu ne suportă într-un anumit fel. Să le facem bine și să iubim. Și aș vrea să ne rugăm în două direcții. Să ne rugăm ca Domnul să ne umple nouă inimile de dragoste pentru toți cei din jurul nostru și să ne rugăm pentru cei care sunt nemântuiți din casele noastre și care au nevoie să vadă lumina Domnului, dar bineînțeles, acestea două merg împreună, pentru că ei văzând dragostea lui Dumnezeu turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, se pot întoarce la Dumnezeu și prin exemplul pe care noi îl oferim. Să nu răspundem cu aceeași monedă, ar fi ușor să răspundem așa vrăjmașilor noștri, dar noi să fim diferiți, să arătăm că suntem fii ai Tatălui nostru care este în ceruri. Cu aceste cuvinte, haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, să ne rugăm în direcția aceasta, să ne umple Domnul de dragoste pentru toți cei din jurul nostru, orice lucru ne-ar fi făcut, mare sau mic, și pentru cei nemântuiți din casele noastre. Amin. Thank you.
invit să reocupați locurile. Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea și Tu mi-i înalți capul. Eu stric cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. Așa sperăm și dimineața aceasta, că noi am strigat înaintea Domnului și El ne-a auzit rugăciunea aceasta. Până acum ne-am rugat pentru cei care să-i umple Domnul inimile de dragoste față de cei care au ceva împotriva noastră din punct de vedere fizic. Dar aș vrea să ne mai rugăm Domnului pentru un vrăjmaș invizibil și prezent permanent cu noi. Un vrăjmaș care nu ne dă pace nici măcar o secundă din 24 de ore. Un vrăjmaș care atunci când prinde o vulnerabilitate nu ezită să profite de ea. Un vrăjmaș care merge la pas cu noi și noi dacă alergăm, alergă împreună cu noi. Dacă stăm pe loc, stăm împreună cu noi. Un vrăjmaș care este tot timpul cu noi. Și anume firea noastră pământească. În Galateni 5 cu 17 ne spune că Duhul și firea poftesc unele împotriva altora. Că și firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Vrăjmașul acesta pe care îl avem cu noi are anumite pofte și versetele 18-19 spune neînțelegerile, pismele, uciderile, bețiile, sunt multe. Aș vrea să ne rugăm înaintea Domnului, să ne cercetăm noi pe noi, să zicem, Doamne, care din faptele astea trebuie să le aduc înaintea Ta și să le pun pe altar? Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Hristos a înviat! E un moment nimerit să ne salutăm unul pe celălalt, să ne spunem cuvinte de bun venit, să ne urăm sănătate, să întindem o mână lângă cei pe care poate noi cunoaștem, stăm lângă ei, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vom reocupa locurile și închinarea noastră va continua aici în casa Domnului, în prezența Domnului și Domnul să ne binecuvânteze.
reînnoim cuvântul de salut pentru toți cei care sunteți împreună cu noi la slujba de dimineață. Poate sunt prieteni, musafiri care sunt pentru prima dată. Să ne fac un semn cu mâna toți cei care sunt pentru prima dată în adunarea Emanuel, frații de la Târgoviște. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze, sunteți din Sibiu. Bine ați venit la noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. De unde veniți? Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți sibienii care ați venit de prima dată aici. Musafiri și oaspeți din Statele Unite. Domnul să vă binecuvinteze. Din Portland și din California. Domnul să lase binecuvântarea sa și harul său peste noi toți. Salutăm în mijlocul nostru pe fratele Cornel Roman, păstor din Marysville, California, Statele Unite. Fratele Cornel ne va aduce la momentul potrivit cuvântul Domnului și ne rugăm ca Domnul să-l însoțească cu ungerea sa proaspătă în vestirea Evangheliei. Corul bisericii se va închina Domnului prin cântare, urmat de grupul de laudă și închinare, apoi din nou corul bisericii. Domnul să lase binecuvântarea sa peste noi toți. Amin. Bucurați-vă, bucurați-vă, bucurați-vă.
Pentru mine a trăit Hristos.
Slăvit să fie Domnul pentru cântările acestea ziditoare și Domnul să binecuvinteze pe coriști și toată suflarea leviților și cântăreților. Amin. Domnul să-i binecuvânteze. Frați și surori, slujba noastră va continua aici în casa Domnului și vreau să vă rețin atenția cu câteva anunțuri care privesc slujbele din casa Domnului în cursul săptămânii viitoare și nu numai. Luni este tineret, marți și joi servicii divine, respectiv rugăciune și vestirea cuvântului joi. De la orele 18 avem în toate aceste seri. De luni până vineri, în fiecare dimineață, de la orele 9 este rugăciune, vă invităm. Ușa casei de rugăciune este deschisă, subliniez. Casa Domnului va fi o casă de rugăciune, fraților. Să folosim prilejul acesta. El nu este la voia întâmplării și insist, toți care aveți timp liber, frații pensionari, studenții care poate au liber, elevii care, acum uite, e ce se întâmplă de luni, nu vreau să spun, dar se întâmplă și nu faceți online și aveți timp, un ceas de rugăciune, veniți să ne rugăm împreună lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze. Duminica viitoare, dimineață de la orele 10, după amiază de la orele 18, ca și azi, vor fi slujbe în casa Domnului. Domnul să binecuvânteze pe poporul său. Aș vrea să subliniez faptul că în data de 3 iunie, sâmbătă în 3 iunie, va fi întâlnirea familiilor, conferința de familii, și invităm familiile tinere să participe la acest eveniment care le este dedicat. Vor fi două sesiuni, de la 10 la ora 1 vor fi două sesiuni, apoi de la ora 15 va fi o sesiune în aer liber pe dealul Gușterița, unde va fi o părtășie ca la dealul Gușterița. Nu vă mai dau detalii, pentru că toată povestea asta este însoțită și de o taxă de participare, pentru că să se știe exact cine vine și cine nu vine, să poată să contribuie la evenimentul acesta. Și dacă vă întrebați cât de tinere sunt familiile, eu am să mă duc, mă consider încă familie tânără, n-am decât doar 29 de ani de când m-am căsătorit și dacă vă aflați în marja asta, sunteți bineveniți, nu este niciun fel de problemă. Domnul să vă binecuvânteze. Vom continua să ne închinăm Domnului și să aducem darurile de bunăvoie pe care le destinăm lucrării de susținere a misiunii, misiunii externe. Dumnezeu să binecuvinteze misiunea pe care o avem în Mongolia, în India și în alte părți unde Domnul ne deschide câte o ușă să ducem Evanghelia, să susținem cu dărnicia noastră și să-i binecuvântăm pe misionarii care sunt plecați în misiune. Vreau să reamintesc faptul că lucrarea de misiune a fraților români de pretutindeni se revarsă și spre țară. Grupul The Messengers va avea anul acesta un turneu de 40 de ani, un turneu aniversar și vor poposi în data de 16 iunie în orașul natal, adică la Sibiu. După 40 de ani de slujire, Domnul iată îi cheamă din nou în țară, va fi un turneu în care credem că Domnul va binecuvânta lucrarea aceasta și vor fi multe suflete care vor veni dacă dumneavoastră îi veți invita în data de 16, ora 18, la Sala Transilvania din Sibiu. Intrarea va fi liberă și așteptăm pe toți credincioșii însoțiți de prietenilor să fie la această întâlnire. Și să ne rugăm Domnului pentru lucrarea aceasta. De asemenea, așteptăm evenimente similare în luna iulie, la începutul lui septembrie. Domnul să binecuvinteze lucrarea aceasta. Haideți să ne închinăm Domnului cu darurile de bunăvoie. În timpul acesta, grupul de laudă se închină Domnului împreună cu toată adunarea și vom asculta cuvântul Domnului. Ne rugăm ca Domnul să dea ungere proaspătă fratelui Cornel și Domnul să lase har peste întreaga adunare. Amin. Thank you.
Gloria să fie a singurului vrednic Hristos. Lăudat să fie Dumnezeu. Amin. Aș vrea să citesc câteva versete din cartea Iacov, de la capitolul 1, versetul 12 până la versetul 18. Epistola lui Iacov, capitolul 1, începând cu versetul 12 până la versetul 18. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta când a zămislit dă naștere păcatului, și păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați, orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit sunt de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El, de bună voia Lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Amin. Aș vrea să rostesc o rugăciune așa cum stăm în picioare. Îți mulțumim, Doamne, pentru dimineața aceasta. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău, Doamne. Îți mulțumim că Tu ne-ai ascultat rugăciunile. Și, Doamne, în dimineața asta stăm cu inima deschisă la cuvântul Tău. Deschide-ne, Doamne, inima să-L primim. Deschide-ne, Doamne, urechile să-L ascultăm. Și dăm, Doamne, cele mai potrivite cuvinte în dimineața aceasta. Dăm cea mai potrivită atitudine pentru ca acest cuvânt să fie predicat cu putere, Doamne. Mă rog, ridică în dimineața aceasta. Iartă în dimineața aceasta. Întărește în dimineața aceasta. Îndreaptă pe cei care
s-au îndepărtat, Doamne, și toate aceste lucruri le cer în numele Tău, Doamne. Știu că vei face mai mult decât pot eu să-ți cer. Duhul Tău cel Sfânt îl cer în dimineața aceasta și cer, Doamne, cam la sfârșitul acestui timp, Doamne, să nu fim doar niște ascultători, ci ajută-ne să fim niște împlinitori ai cuvântului Tău. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mă bucur să fiu în dimineața aceasta împreună cu dumneavoastră și să știți că luna aceasta se împlinește aproximativ 5 ani de când am mai fost la dumneavoastră. Nu știu câți dintre dumneavoastră vă mai aduceți aminte, dar eu mi-aduc aminte și aș vrea ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Zic încă o dată, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș putea să spun că vin și de departe, vin și de aproape. Vin de departe din Statele Unite, din statul California, de la Biserica Betania din Marysville și salutul bisericii noastre, împreună cu fratele păstor Liviu Feceu, este din Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Amin. Aș putea să spun că vin și de aproape. Eu vin din Oradea și aș vrea ca Dumnezeu în dimineața aceasta să lase bogăția Lui peste fiecare dintre noi. Mulțumesc fraților pentru primire și mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Să știți că vă port în inima mea și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze de fiecare dată când vă adunați aici, când rostiți rugăciuni înaintea lui Dumnezeu, când cântați spre slava lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să-și manifeste slava în viața dumneavoastră. Amin. În dimineața aceasta m-am rugat zilele acestea înaintea Domnului și am spus Domnului, Doamne, dă-mi un cuvânt potrivit pentru dimineața aceasta. Am avut mai multe mesaje în mintea mea, dar gândul meu în dimineața aceasta s-a oprit la textul acesta din cartea Iacov. Pentru că sunt foarte mulți tineri în dimineața aceasta, aș vrea să am un mesaj poate mai mult pentru tineri. Și nu este doar un mesaj pentru tineri, cât este un mesaj pentru fiecare dintre noi. Eu aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră dacă ați fost vreodată ispitiți. Este vreunul care n-a fost niciodată ispitit? Dacă n-a fost niciodată ispitit, aș vrea la finalul acestui timp să mă aștepte la ușă și să-l întreb cum a reușit. Această experiență a ispitelor este în viața fiecăruia dintre noi. Așa că dacă vreodată în viață ai fost ispitit, doar o singură dată, dacă ai fost ispitit, mesajul acesta ți se potrivește și ție. Și aș vrea ca în dimineața aceasta Dumnezeu să ne vorbească. Mesajul pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră este cum să fii rezistent în fața ispitelor. Aș vrea din toată inima ca viața noastră să fie o rezistență, să fim biruitori, să fim rezistenți în fața ispitelor. Vedeți dumneavoastră, poți să fii doar înfrânt sau să fii învingător. Dar în dimineața aceasta îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne facă pe toți niște oameni rezistenți. Aș vrea să încep mesajul meu în dimineața asta cu o întâmplare. Despre greci se spune că au dorit să atace o cetate, să cucerească o cetate, cetatea Troia. Cetatea aceasta era foarte puternic construită, avea ziduri foarte puternice, o armată puternică. Și timp de 9 ani de zile au încercat și-au tot făcut pregătiri, s-au tot gândit cât de mare să le fie armata, cât de mult să pornească împotriva acestei cetăți și după toate pregătirile pe care le-au făcut ei, au pornit împotriva acestei cetăți cu o mulțime de mări, o mulțime de vase pe mare. Au ajuns în fața acestei cetăți și timp de 9 ani de zile au încercat să cucerească cetatea și n-au reușit. Închipuiți-vă dumneavoastră 365 de zile, înmulțite cu 9. Câte zile au fost ăștia plecați de acasă? Și-au lăsat familiile, și-au lăsat tot ce au avut acasă și s-au dus să cucerească cetatea asta. 9 ani de zile n-au ajuns la niciun rezultat. În al 9-lea an, unul dintre conducătorii acestei armate, Odiseu, i-a venit o idee și a zis, voi construi și haide să construim, spunea el către armata aceasta, un cal gigant, în interiorul căruia se vor ascunde 30 de soldați. Zis și făcut, au construit calul acesta gigantic, el împreună cu acești soldați s-au ascuns în calul acesta imens, calul acesta a fost tras până la marginea cetății și toată armata care a mai rămas a bătut în retragere, au dat foc taberei și au pornit pe mare ca și cum ar fi fost învinși. Când au văzut troienii lucrul acesta, au zis, în sfârșit oamenii aceștia au realizat că noi suntem invincibili, pe noi nu ne poate birui nimeni, noi avem o cetate puternică, noi suntem puternici, pe noi nimeni nu ne cucerește niciodată.
Unul dintre oamenii cărora le-a spus să nu ia calul în cetate era un preot, preotul Lacun. Printre cei care le-a spus să nu ia calul în cetate erau mai mulți oameni, dar omul acesta a insistat: nu luați calul în cetate pentru că acest cal vă va aduce distrugerea. N-au ascultat de el. Au fost așa de încântați că armata aceasta, grecii, au bătut în retragere și au început să tragă calul acesta până în cetate, pentru că acest cal era atât de imens, atât de gigantic. A trebuit să dărâme o parte din zidul de apărare ca să intre calul acesta pe poarta cetății. L-au tras până în mijlocul cetății și au început petrecerile. Au început să se bucure până după miezul nopții. De scântece au început să se îmbete, au început tot felul de distracții. După miezul nopții toți s-au dus la culcare obosiți. La miezul nopții, Odiseu cu cei 30 de soldați au coborât din calul troian, au omorât toți străjerii, au deschis toate porțile ce au mai rămas, toată armata care a bătut în retragere s-a întors și ce n-au reușit să facă în 9 ani de zile, au reușit într-o singură noapte. În dimineața aceasta aș vrea să spun următorul lucru: cetatea Troia nu este altceva decât viața fiecăruia dintre noi. Armata grecească nu sunt altceva decât ispitele care vin și în viața mea și în viața dumneavoastră a fiecăruia. Iar calul troian este strategia, este ispita, este înclinația aceea prin care Satan vrea să-ți distrugă propria ta cetate. Dar în dimineața aceasta aș vrea să vă dau o veste bună. Există posibilitatea de a fi rezistent. Oricât de multe ar fi ispitele, oricât de mare ar fi armata, oricât de grele ar fi aceste ispite, aș vrea să vă spun în dimineața asta, există soluție, poți să fii rezistent în fața ispitelor. În dimineața aceasta aș vrea să privim la patru lucruri despre ispită. Aș vrea să definim ispita, în al doilea rând aș vrea să descriem cum este această ispită, în al treilea rând aș vrea să vedem că există un drum care pornește de undeva și te duce undeva. În drumul acesta poți să oprești acest proces la un anumit pas. Dacă nu l-ai oprit până atunci, nu se mai poate face nimic. Dacă îl oprești la timpul potrivit, ispita e o binecuvântare pentru tine. Dacă nu l-ai oprit, ispita este un blestem, îți poate distruge viața. Și la finalul acestui mesaj vom vedea câteva lucruri prin care să putem depăși ispita. Definirea ispitei, descrierea acesteia, cum este în viața noastră, drumul acestei ispite și cum să depășim, cum să fim niște oameni rezistenți în fiecare zi în viața noastră. Primul lucru pe care vreau să-l abordăm în dimineața aceasta, din textul acesta, este definirea ispitei. Cum este ispita sau ce este ispita? În versetul 12, Iacov spune în felul următor: ferice de cel ce rabdă ispita. E foarte interesant că exact același cuvânt este folosit în cartea aceasta de omul acesta lui Dumnezeu, Iacov, și pentru ispită și pentru încercare. Știți ce este de fapt ispita? Ispita este o încercare a credinței. Ispita este un test. Ispita este un examen al credinței. Nu putem să știm cu adevărat cât de puternici suntem în viață decât atunci când suntem ispitiți. Vedeți dumneavoastră, putem să cântăm extraordinar și s-a cântat frumos în dimineața aceasta. Și mă rog Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei care au cântat în dimineața aceasta. Dar vreau să vă spun un lucru. Vine luni dimineața când credința mea și credința dumneavoastră va fi testată. Adevărata noastră credință, adevărata noastră putere în viața de credință nu se vede în cântarea noastră doar, nu se vede doar în rugăciunea noastră, ci se vede în cămăruță când nu te vede nimeni, la locul tău de muncă când nimeni nu este decât tu și Dumnezeu, când tu stai în fața telefonului, când tu stai în fața atâtor ispite, atunci ți se dă adevăratul test. Când eram la școală, eu credeam că știu lucrarea sau cunoșteam materia de nota 10. Și venea profesorul și ne spunea: scoateți o foaie de hârtie și scrieți. Și scria, scoteam o foaie de hârtie mare și mă gândeam, dar când o să o umplu eu pe toată asta? Că asta e lungă, trebuie să scriu mult. Și realizam că nu știu materia de nota 10, ci știu numai de 7. Pentru că ispita nu este altceva decât un test al credinței noastre. Martin Luther spunea: pentru mine ispitele au fost un mijloc care m-au ajutat în slujire. Știți de ce l-au ajutat în slujire? Pentru că a fost rezistent în fața ispitelor. De fiecare dată când suntem rezistenți în fața ispitelor, noi ne construim un caracter frumos. Aduceți-vă aminte de Iosif. Biblia zice despre el că a fost departe de ai lui, departe de frații lui, de familia lui, departe de toți. Tentat în fiecare zi, provocat la păcat în fiecare zi. Dar tânărul acesta rămâne rezistent, rămâne cu capul sus și nu se apleacă în fața ispitei. Toată lumea știe despre Iosif că a fost un tânăr curat și a construit un caracter,
un caracter frumos. Despre atâția alții care au rezistat în fața ispitei, nu putem să spunem altceva decât când ești rezistent în fața ispitei, îți construiești un caracter frumos. Ce este ispita? Ispita este o încercare, este un test, este un examen al credinței. Al doilea lucru, ispita este o invitație la păcat. Nu este doar un test al credinței, ci este o invitație. E foarte interesant că ispita sau păcatul de obicei în viața noastră este depășirea limitelor pe care Dumnezeu le-a pus în viața noastră. Aș vrea să vă pun câteva întrebări în dimineața aceasta. Ce ziceți dumneavoastră, mâncatul este păcat? Mă gândesc că cu mâncarea a trăit fiecare dintre dumneavoastră. Mâncarea nu este păcat. Să știți că unii ar vrea să mănânce, dar nu au ce. Mâncarea nu este un păcat, dar îmbuibarea? Îmbuibarea este un păcat. Ce ziceți dumneavoastră, capacitatea aceasta de a vorbi este un păcat? Unii ar vrea să vorbească și nu pot. Învățăm câțiva ani să vorbim și apoi o viață ne trebuie să ne stăpânim. Să nu spunem ceva. Să știți că vorbitul nu este păcat, dar bârfa ce ziceți? Bârfa este un păcat. Ce ziceți dumneavoastră, omul care se cunoaște pe el și știe chemarea din partea lui Dumnezeu, omul care are o demnitate, este demnitatea un păcat? Nu este un păcat. Dar mândria, când omul vrea să se scoată doar pe el în evidență, totul este vorba doar despre el, totul se învârte în jurul lui, aceasta este un păcat. Vedeți dumneavoastră că Dumnezeu a pus în viața noastră limite. Când depășim limitele, nu facem altceva decât să păcătuim. Păcatul este depășirea limitelor pe care Dumnezeu le-a pus în viața noastră. Limitele sunt puse în viața noastră ca să ne protejeze viața. Fiecare dintre dumneavoastră care ați condus în dimineața aceasta la biserică, ați respectat niște reguli de circulație, mă gândesc. Normal, regulile acestea de circulație le respectăm, de ce? Ca să ne protejăm viața. Dacă eu în dimineața asta m-aș trezi și a zice, nu mă mai interesează de nicio regulă, nu mă mai interesează de regulile din dreapta, din stânga, unde e roșu, trec, că nu contează, regulile mele sunt regulile mele. Ar fi un haos total în lumea aceasta, dar Dumnezeu lasă reguli, lasă limite în viața noastră, lasă granițe, de ce? Ca să ne protejeze viața. De aceea vreau să spun un lucru pentru tineri. Nu fi supărat sau deranjat când tatăl tău, mama ta pune anumite reguli în viața ta. Îți pune anumite limite vieții tale. De ce? Ei știu prin ce ești ispitit. Încearcă să-ți protejeze viața. Îți pun granițe, pentru că dacă stai în granițele acelea, îți vei proteja viața. Dacă vei trece din granițele acelea, s-ar putea să ajungi rău. Când Dumnezeu ne spune să nu facem anumite lucruri, Dumnezeu nu-i supărat pe noi. Dumnezeu nu ne vrea rău, Dumnezeu ne vrea binele. Și veți observa în dimineața asta că textul spune ferice de cel ce rabdă ispita, nu de cel care nu este ispitit. Că n-ai cum să nu fii ispitit. Dumnezeu vrea să fii bucuros, vrea să ai împlinire în viață, de aceea spune nu depăși limita asta, nu privi unde nu trebuie, nu spune ce nu trebuie, nu fă ceea ce nu trebuie. Toate aceste reguli sau limite pe care Dumnezeu le pune în viața noastră, le pune ca să ne protejeze viața. Dar diavolul ce face? Diavolul te ațâță, insistă în viața ta, te provoacă să depășești limitele. Zice, ieși din limita asta, că nu contează. Depășește aici. Nu ține cont de regula asta. Asta este ispita. Ispita este o invitație pe care ne-o face diavolul de a depăși limitele lui Dumnezeu. Și ispita mai este începutul unui proces care duce la moarte. Textul acesta vorbește foarte clar în versetul 14 și versetul 15. Iacov spune în felul următor, fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit, apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Observăm că în textul acesta Iacov vorbește despre un proces. Există o poftă interioară, există o provocare din exterior, acceptarea acestei provocări te duce la păcat și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Dar este doar un început, nu-i finalul. Ispita nu este decât începutul acestui proces și putem să stopăm acest lucru. Și aș vrea să spun în dimineața aceasta că exact în felul acesta putem să observăm în Sfânta Scriptură un caz, Iosua capitolul 7, versetul 21. Iosua spunea în felul următor, am văzut omul acesta învins de această poftă, spunea, am văzut în pradă o manta frumoasă de șiniar, 200 de sicli de argint, o placă de aur greutate de 50 de sicli, le-am poftit și le-am luat. Iată că sunt ascunse în pământul, în mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele. Acan este omul care a fost ispitit.
Ispita aceasta a fost o poftă în viața lui. A văzut, a fost provocat din exterior, apoi după ce a văzut lucrul acela, a acceptat provocarea, a luat. După ce a luat, a început să moară. Următorul proces, următorul pas a fost moartea, pentru că ispita este doar începutul. Pentru că ispita este începutul, ispita nu este păcat. Aș vrea să fiu foarte clar în dimineața aceasta. Ispita nu este un păcat. Evrei, capitolul 4, versetul 15, Biblia spune în felul următor, căci noi n-avem un mare preot care să nu aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Noi nu suntem ispitiți în toate lucrurile, fiecare dintre noi suntem ispitiți, dar nu în toate lucrurile. Hristos a fost singurul ispitit în toate lucrurile din lumea aceasta, dar a fost fără păcat. Ispita nu este un păcat, ispita este doar începutul. Dacă reziști, n-ai păcătuit. Dacă nu reziști, ai început să mergi pe drumul acesta al păcatului și apoi păcatul înfăptuit aduce moartea. Nu te simți vinovat pentru gânduri care îți trec prin mintea ta. Nu te simți vinovat pentru prima privire. Prima privire nu-i păcat. Dacă a venit în viața ta dintr-o dată și nu ai putut să realizezi altfel, știți ce este păcat? A doua privire. Gândul. Când deja ai început să gândești în mintea ta, când deja ai început să vorbești, când deja ai început să lași în inima ta să se nască mai multe gânduri, atunci ispita a devenit un păcat. Ce este ispita? Ispita este o încercare. Este un test. Acolo ne vedem cu adevărat nivelul spiritual. Ispita este o invitație. Îți face Satan o invitație să depășești limitele pe care Dumnezeu le-a pus în viața ta. Dacă nu le depășești, îți formezi un caracter frumos. Dacă le-ai depășit, vei cădea în această ispită. Dacă le vei depăși, vei forma un caracter frumos. Și ispita este un început, care dacă reziști, va fi o binecuvântare pentru tine. Dacă nu reziști, va aduce moartea. Al doilea lucru la care aș vrea să privim în dimineața asta este cum este această ispită. Iacov o descrie altul ispitit în altă formă. Am realizat că există oameni care nu vor fi ispitiți în anumite domenii niciodată în viață, pentru că n-au atracție spre acele domenii. Dar fiecare dintre noi avem o înclinație, o dorință în inima noastră, o poftă, o înclinație spre păcat. Am moștenit-o de la Adam. Și această înclinație ne face să fiecare dintre noi să fim tentați, să fim provocați, să fim ispitiți. Ispita este individuală. Unul e ispitit cu mândria. Ceascașa meu, zice Regina Elisabeta, a mai avut. Altul e ispitit cu pofta, altul e ispitit cu somnul, doarme până nu mai poate. Altul e ispitit cu, nu știu, fiecare dintre noi ne cunoaștem momentele și felul în care noi suntem ispitiți. Știți cum am realizat eu că putem să descoperim locul în care suntem cei mai ispitiți? Atunci când venim la biserică duminica, să știți că noi ne rugăm credincioșii de obicei să roagă lui Dumnezeu să ierte Dumnezeu. Și ne rugăm lui Dumnezeu, nu știu dacă ați observat, să vă faceți o evaluare în viață, ne rugăm pentru lucrurile și cerem iertare lui Dumnezeu pentru lucrurile care am mai greșit în ele. Cam tot acolo greșim. Asta e inclinația ta spre păcat. De fiecare dată când îți ceri iertare lui Dumnezeu pentru... Iacov spune aici, nu dacă ești ispitit, ci când ești ispitit. E foarte important lucrul acesta. E doar o problemă de timp. N-ai fost ispitit până acum, vei fi ispitit. E o problemă doar de timp. Fiecare când este ispitit. Știți de ce nu putem evita ispita? Pentru că există trei dușmani în lumea aceasta. Firea pământească, lumea și diavolul. Și atâta timp cât vor exista acești trei dușmani în lumea aceasta, noi vom fi ispitiți. Putem evita anumite ispite. Dacă te ferești de anumite locuri, de anumite contexte, de anumiți oameni, poți să eviți anumite ispite, dar ispita la nesfârșit nu o poți evita. Pentru că ispita, dacă nu vine prin anumite contexte din viața ta, va veni prin alte feluri. Ispita este inevitabilă. Martin Luther spunea, nu putem opri păsările să treacă pe deasupra capului nostru, dar le putem opri să-și facă cuib în capul nostru. E o mare diferență. Ispitele nu le putem evita, dar putem evita căderea în ispită. De atâtea ori Domnul le-a spus ucenicilor, vegheați ca să nu cădeți în ispită. Domnul știa că se poate evita căderea, dar ispita nu o poți evita la nesfârșit. Ispita este inevitabilă. Ispita, în al treilea rând, este irezistibilă. Apare un cuvânt aici, fiecare când este ispitit, este atras. Nu există ispită sau păcat în lumea aceasta care să nu creeze plăcere. Nu există. Denumiți-mi sau numiți-mi dumneavoastră orice păcat în lumea aceasta, creează plăcere. Și plăcerea păcatului este de o clipă. Există plăcere în păcat, dar aș vrea să spun un lucru.
plăcerea aceasta în păcat, nu fii prea bucuros, că e numai o clipă. Și știți cât e o clipă? S-a dus deja. S-a dus clipa. Deja suntem în altă clipă. O clipă trece foarte repede. Textul, atâtea texte în Sfânta Scriptură vorbește despre poftă, despre ispită, despre păcat, că este o plăcere de moment. Și de ce caută oamenii păcatul? Pentru plăcerea care le oferă păcatul. Niciun păcat din lumea aceasta, sau toate păcatele din lumea aceasta creează plăcere și omul caută păcatul pentru plăcere, pentru că îi dă satisfacție, îi dă o împlinire, fără să realizeze că este o împlinire de moment. Nu e împlinirea reală, nu e împlinirea care durează, nu e împlinirea care nu mai vrei să cauți nicăieri, ci e o împlinire care te face tot mai flămând, vrei tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Și cu cât iei mai mult, cu atâta te simți mai gol în inima ta. Pentru că păcatul nu împlinește, păcatul împlinește doar pe moment. Biblia vorbește despre Adam și Eva, Geneza 3:6. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit, că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. E foarte interesant că Biblia nu vorbește despre ce fruct era în grădina Eden, dar orice fruct ar fi fost, cred că arăta bine, că zice Biblia, a văzut pomul acela că era bun de mâncat și plăcut de privit. Credeți dumneavoastră că era fructul acela putred? Că era aruncat undeva pe acolo printre frunze, nici măcar nu se vedea, hai să-mi caut și eu un fruct? Fructul acela a arătat atrăgător, a creat plăcere, a zis, ăsta e cel mai important lucru, ăsta, de ăsta am nevoie acum. Și Eva, când a văzut lucrul acela, a zis, nu pot fără ăsta, trebuie să-l iau. Și a pus mâna și l-a luat. Pentru că toate păcatele creează plăcere. Ispita te atrage pentru că este plăcere. Așa de mulți oameni care caută păcatul în lumea aceasta doar pentru plăcerea care le oferă păcatul. Ispita este irezistibilă. Știți cum este ispita? Este insistentă. Dacă veți studia textul acesta și în alte cărți din Sfânta Scriptură, veți observa că atât Apostolul Pavel cât și Iacov, când vorbește despre ispită, niciunul dintre ei nu spune biruiește ispita. Niciunul dintre ei. Fiecare dintre ei, și Apostolul Pavel, 1 Corinteni 10:13, vorbește despre a răbda ispita. Ispita nu trebuie biruită, ispita trebuie rezistată. Avem nevoie de răbdare ca să fim rezistenți în fața ispitei. Nu, știți care sunt lucrurile pentru care avem nevoie de răbdare? Lucrurile care vin repetat în viața noastră. Atunci când stai la coadă și nu se mai termină coada, parcă zici, măi, dar când se mai termină? O mai fost unul înaintea mea, mai vine încă unul, încă unul, încă unul. Dar când se mai termină? Întrebă răbdare, am nevoie de răbdare. Textul acesta vorbește, dacă vrei să fii rezistent în fața ispitei, ai nevoie de răbdare, pentru că ispita este insistentă. Oamenii aceștia au încercat să cucerească cetatea aceasta 9 ani de zile și nu s-au lăsat. Au zis, n-am reușit în 9 ani, dar vom mai reuși poate în al 10-lea, vom reuși în altfel. Și oamenii aceștia au fost insistenți. Biblia vorbește despre Hristos că a fost ispitit în Matei capitolul 4 de la 1 la 11 și apoi textul spune că l-a lăsat diavolul pentru o vreme. Biblia spune despre Iosif că a fost ispitit în toate zilele. Este insistentă. Nu te-a biruit săptămâna trecută, va încerca din nou săptămâna viitoare, va încerca din nou luna viitoare, va încerca din nou anul următor, pentru că este insistentă. Dar cel mai ciudat lucru pe care l-am găsit despre ispită în textul acesta, ultimul este, ispita este înșelătoare. Ispita este înșelătoare. Ea nu-ți creează doar plăcere. Ispita întotdeauna vine în viața ta cu prima parte a bagnotei. Îți arată plăcerea. Fără să-ți întoarcă cealaltă parte a bagnotei să-ți spună, te-am înșelat. Știi când ai realizat că ai fost înșelat? După ce ai pus mâna și ai luat. După ce ai gustat, după ce ai căzut în ispită. Și textul acesta folosește un cuvânt foarte interesant. Fiecare când este ispitit este atras de pofta lui însuși și momit. Este un cuvânt care apare de la cei care pescuiesc. Există vreun pescar în dimineața asta aici? Oameni cărora le place pescuitul? Exact un cuvânt pentru pescar folosește Iacov în textul acesta. Momit. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, m-am mai dus și eu câteodată la pescuit, dar niciodată când m-am dus la pescuit să prind pește, nu m-am gândit la binele peștelui. Vreau să vă spun că toți pescarii sunt înșelători. Știți de ce? Pentru că niciun pescar nu se duce la mare să prindă pește, la o apă să prindă pește, să zică, măi, săracii pești, nimeni nu i-a hrănit astăzi. Haideți să mă duc eu liniștit ca un om bun cu o inimă mare, mă duc să-i hrănesc eu. Poate n-au mâncat de 2 săptămâni, 3 săptămâni, o lună, două, dar mă duc eu ca un bun creștin, mă duc să hrănesc peștii. Niciunul nu se duce așa la pescuit.
Știți cum se duce pescarul la pescuit? Ia momeala și în spatele momelei ascunde un cârlig. Peștele nu știe că e acolo. Și aruncă momeala în apă și peștele prinde de momeală. Și știți când realizează că a fost înșelat? După ce a prins-o și gura lui s-a prins în acel cârlig. Atunci realizează, am fost înșelat. Exact cuvântul acesta vrea să-l folosească Iacov în textul acesta. Ispita nu este altceva decât ceea ce îți creează plăcere, te atrage, că n-are cum să te atragă dacă nu creează plăcere. Noi nu ne uităm la lucrurile care nu creează plăcere. Noi ne uităm totdeauna la lucruri care creează plăcere în viața noastră și încercăm să ne le avem pentru viața noastră pentru că creează plăcere, fără să ne dăm seama că în spatele acelei momeli există un cârlig și după ce ai gustat-o, îți dai seama că ai fost înșelat. Poate o să uitați toată predica pe care v-am spus-o, că e o predică lungă. Dar nu uitați lucrul ăsta. De fiecare dată când la ușa inimii tale va bate ispita, adu-ți aminte de lucrul acesta. Ispita este înșelătoare. Te păcălește. Nu-ți dă ceea ce ai nevoie. Îți dă puțin ca să-ți ia totul. Și vreau să vă dau un exemplu din Sfânta Scriptură. Biblia spune despre doi copii că s-au născut într-o familie. Iacov și Esau. Unul dintre ei s-a făcut vânător, Esau, iar celălalt a rămas casnic. Cred că mai mult era cu bucătăria și nu e niciun lucru rău să fii nici vânător, nici să fii bucătar. Și zice Biblia la un moment dat că Esau se întoarce de la lucru rupt de obosit și pe la nasul lui se plimbă un miros ciudat, un miros extraordinar. Mâncarea lui Iacov, zice, măi, mâncarea asta e cea mai bună mâncare. Îs rupt de obosit. Mă duc să-i cer la fratele meu mâncare. Și a zis, dă mâncare că dacă nu mănânc acum, mor. Cum să moară cineva în casa lui Isaac bogatul de foame? Asta ar fi ciudat. Dar omul acesta vrea să scoată în evidență și prin viața lui ne se scoate în evidență că pofta totdeauna exagerează realitatea. Și omul acesta zice, Iacov se uită la fratele lui și zice, măi, zice, eu îți dau câtă vrei, câtă mâncare vrei tu, dar la mine să plătești înainte ca să mănânci. Nu știu dacă ați mâncat vreodată la un restaurant, să plătiți înainte să mâncați. Vă riscați, nu știți cum e mâncarea, poate e bună, poate nu e așa de bună, dar vă riscați. Dar Iacov zice, la restaurantul meu se plătește înainte și apoi se mănâncă. Și nu se plătește cu orice, nu poți cu bonuri de masă, cu cardul, cu cash, zice, ai drept de întâi născut. Dacă ai drept de întâi născut, pentru tine am făcut mâncarea asta. Ție ți-o dau toată. Și Esau face un lucru foarte ciudat. Zice, la ce îmi folosește dreptul de întâi născut? Nu îmi folosește la nimic. Ia, ți-l dau pentru mâncarea aceasta. Acum, ca să înțelegeți dumneavoastră afacerea sau tranzacția pe care au făcut-o Esau, aș vrea să vă explic ce însemna dreptul de întâi născut și ce însemna ciorba de linte în vremea aceea. Dreptul de întâi născut presupunea trei lucruri. Când tatăl împărțea averea celui de-al doilea, dacă îi dădea 10.000 de dolari, dau un exemplu, primul trebuia să ia o parte dublă. Primul care era primul întâi născut întotdeauna lua o parte dublă. Era o lege pe care Dumnezeu a lăsat-o. Al doilea lucru, când tatăl murea în familia aceea, el prelua conducerea familiei, cel care avea dreptul de întâi născut. Și dacă făcea parte din familia lui Avram, prin el urma să se nască Mesia. Și ce zice de fapt Esau? Nu mă interesează niciunul din lucrurile astea. Dăm ciorba de linte. Știți ce era ciorba de linte în vremea aceea? Era hrana obișnuită a săracului. A dat toate valorile, lucrurile cele mai de preț pe care le-a avut în viață. A avut un lucru care el, dreptul de întâi născut, el l-a avut. N-a putut să aibă doi oameni dreptul de întâi născut, unul singur. El a avut dreptul de întâi născut, a dat cu piciorul în toate și a zis, dă-mi această mâncare a săracului. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră în dimineața aceasta, câți dintre dumneavoastră mi-ați dat casa dumneavoastră pentru o gumă de mestecat? Ce ziceți? Vă dau, e din America, nu-i din România. Mi-ați dat? Probabil că vă uitați la mine și măi frate, dar cum să fac eu tranzacția asta? Asta e foarte ciudată. Exact lucrul acesta este ispita. Să dai lucruri de valoare și îți creează în inima ta o idee că e extraordinar. Dacă nu ai împlinit acum pofta asta, ai pierdut așa de mult, n-ai pierdut nimic. Pofta vrea să te exagereze, să crezi că e extraordinară pofta, dar de fapt când ai gustat din ea îți dai seama că ai dat cele mai de preț și cele mai de valoare lucruri din viața ta. Zice Biblia despre Iuda că l-a vândut pe Domnul cu 30 de arginți. Și după ce l-a vândut, zice Biblia, că i-a părut rău. A venit și a aruncat arginți în templu, dar prea târziu, tranzacția era făcută deja. L-a vândut pe Mântuitorul, l-a vândut pe Învățătorul, l-a vândut pe cel care putea să-i mântuiască sufletul. Și a zis, nu mă interesează, îl vând pentru 30 de arginți. Ispita este înșelătoare. Și dacă nu este înșelătoare, priviți ce zice
Priviți ce spune Biblia în Evrei, capitolul 12, versetul 17, despre același personaj, Esau. Veghea să nu fie între voi nimeni curvar și lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Dacă ispita nu e înșelătoare, dacă ispita îți creează atât de multă plăcere, de ce există așa de mult regret când oamenii păcătuiesc? De ce așa de multă apăsarea conștiinței? De ce nu mai are omul liniște în interiorul lui? Știți de ce? Pentru că ispita este înșelătoare. Ispita nu-ți creează plăcerea care rămâne, ci ispita îți creează o plăcere de moment și te face tot mai flământ, tot mai gol și vrei tot mai mult și cu cât vrei tot mai mult, ești tot mai gol în interior. Ispita este înșelătoare. Aduc aminte cu ani în urmă, m-am invitat ceva prieteni la o masă undeva în Statele Unite și m-am dus cu ei pentru că îi cunoșteam de foarte multă vreme. S-a uitat la mine și mi-a spus, am vrea ca să vii cu noi la o masă. Am dus cu ei la masă și la masă m-au tot încercat, m-au tot ispitit. N-ai vrea să consumi și tu ceva băutură? Eu când am văzut lucrul acesta, că tot insistă, asta, a zis, asta e momentul meu de predică. Și am început o predică și am început să le spun de ce nu beau, de ce nu consum lucrul acesta. Eu nu consum lucrul acesta pentru că nu-mi dă voie. Oamenii aceștia credeau pentru că nu-mi dă voie religia. Și eu le-am explicat și le-am spus foarte clar. Nu pentru că nu-mi dă voie religia, ci pentru că nu mai am nevoie. Nu am nevoie de lucrurile acestea. Vă știți ce faceți? Și am încercat să explic acestor oameni, atât de mulți oameni înșelați în lumea aceasta, atât de mulți oameni mințiți pe față și totuși merg și consumă din nou. Oameni care sunt în atâtea adicții, atât de mulți bani consumă pe adicții și sunt înșelați. La ce pot să chem mai mult pe oamenii aceștia decât la adevăr, să le spun, omule, deschideți ochii, trăiești o înșelăciune. A venit la Hristos, asta înseamnă să-ți deschizi ochii, să vezi adevărul. Lasă minciunile deoparte, lasă aceste înșelăciuni pe care diavolul le folosește în viața ta, să-ți ia bucuria, să-ți ia lucrurile de valoare și acceptă adevărul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia care consumă atât de multe lucruri sunt bucuroși pentru o noapte și mâine dimineață, după ce au cheltuit banii, după ce și-au cheltuit timpul, își dau seama că au făcut așa de multe lucruri care nici nu sunt conștienți de ele. Dumnezeu nu vrea să fii înșelat. De aceea ne vorbește în dimineața asta, cum este ispita? Ispita este înșelătoare. Ispita este individuală, este inevitabilă, este irezistibilă, este insistentă în viața ta și este înșelătoare. Al treilea lucru pe care vreau să-l discutăm în dimineața asta este drumul ispitei. Există un drum, există un proces. Dacă aș putea să exprim cât mai bine și cât mai clar ceea ce vreau să spun, este ca o stație, e ca un tren care călătorește și se oprește la câteva stații. La primele două stații încă mai poți să faci ceva. Poți să te oprești. Dacă nu te-ai oprit la aceste două stații, tot ce urmează nu mai poate fi oprit. El doar te avertizează că urmează următoarea stație, dar nu mai poți să pui piciorul pe frână, nu mai poți să ieși din acest tren, nu mai poți să oprești procesul acesta. Primul pas în acest proces al ispitei este pofta interioară. Fiecare dintre noi avem o înclinație spre păcat. Să știți că de la părinții noștri n-am moștenit numai zâmbetul frumos, inteligența extraordinară, frumusețea pe care am dobândit-o. Părinții noștri ne-au mai dat ceva, ne-au dat firea pământească. Și dacă sunteți așa de deranjați de faptul că ați primit lucrul ăsta de la părinții dumneavoastră, uitați-vă că și ei au primit-o de la bunicii dumneavoastră. Și dacă sunteți deranjați și de lucrul ăsta, uitați-vă că și bunicii dumneavoastră au primit-o de la străbunicii dumneavoastră. Și tot așa până la Adam, că e un lucru pe care l-am moștenit, e înclinația noastră spre păcat. De aceea identifică momentul sau locul în care ești slab. Identifică provocarea din viața ta, ispita, locul acela în care totdeauna ești vulnerabil, totdeauna ai nevoie de mai multă protecție, de mai multă atenție. Este pofta interioară, este în interiorul nostru. Al doilea lucru pe care Iacov îl spune, zice, fiecare dintre noi când este ispitit, este atras de pofta lui însuși și momit. Cine te momește? Există o provocare din exterior. Aceasta activează pofta din viața ta. Pofta nu e activată, e o dorință pe care ai în inima ta. Știți când este activată pofta? Atunci când acceptăm provocarea. Provocarea exterioară este ispita, este ceea ce este din exterior, este locul acela pe care îl vezi, lucrul sau vorba pe care ai auzit-o, este ceea ce te tentează din exterior. Când ai acceptat lucrul acesta, urmează al treilea lucru, urmează păcatul. Când suntem la punctul 2, la provocarea exterioară, când suntem la punctul acesta, mai putem să facem ceva. Știți ce putem face? Putem să oprim drumul ispitei.
Putem să ne coborâm din trenul acesta care accelerează și parcă cu o viteză atât de rapidă se îndreaptă spre moarte. Putem să coborâm la stația a doua, poți coborâ. Provocarea exterioară, ești doar tentat, ești doar ispitit, ești doar încercat să păcătuiești, să depășești limitele lui Dumnezeu. Dacă ai coborât la locul acesta, tot ce urmează de aici nu te mai afectează. Tu n-ai păcătuit încă. Tu ți-ai format un caracter de rezistent. Tu ai format răbdarea în viața ta. Tu ești un om biruitor. De aceea textul acesta vorbește despre păcatul. Dacă nu ai rezistat și ai căzut, ai început să păcătuiești. Păcatul înseamnă acceptarea poftei. Și ultimul lucru spune pieirea. Ultima stație, după ce ai înfăptuit păcatul, următoarea stație, următorul stop, este moartea. E foarte interesant că cuvântul pe care îl folosește Iacov aici în versetul 15 zice: apoi pofta când a zămislit. Este un cuvânt pe care este folosit din etapele unei sarcini. Noi știm că orice sarcină are conceperea, maturizarea și apoi nașterea. Și ce vrea să zică Iacov în textul acesta? Odată păcatul conceput în mintea ta, nu mai poate fi oprit. Din moment ce l-ai acceptat în mintea ta, singurul lucru care face diferența este exprimarea în exterior. Le-ai gândit deja. Păcatul se naște în mintea ta, dacă l-ai gândit deja, nici n-ai zis o vorbă, dar doar l-ai gândit, deja ai păcătuit. Păcatul se naște în mintea noastră, ispita se naște la nivelul minții, dar poți să fii rezistent, să spui: nu mă gândesc a doua oară, nu mă uit a doua oară, nu voi face lucrul acesta, voi fi rezistent. Dacă ești rezistent, nu ai ajuns în păcat. Dar dacă nu ești rezistent, zice Sfânta Scriptură, vine păcatul și păcatul odată făptuit aduce moartea. Acum știu că fiecare dintre dumneavoastră vă veți întreba, dar cum se poate să murim? Că există oameni care păcătuiesc într-una și nu mor. Biblia vorbește despre moartea unor oameni care au murit imediat. Anania și Safira, Irod, Dumnezeu i-a pedepsit pe loc. Dar există această moarte întârziată. Există oameni care au murit întârziat. Și păcatul aduce moartea noastră fizică. Omul nu poate să scape de moartea aceasta, este o consecință a păcatului. Dar nu există doar moarte fizică, ci există și moarte spirituală, când sufletul este despărțit de Dumnezeu, și moartea veșnică, când sufletul este despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu. Și textul acesta spune, omul când a păcătuit, aduce moartea. Ce aduce? Moartea fizică. Va fi un moment în viața lui când va muri. Va aduce moartea spirituală. Adam și Eva, când au păcătuit, au fost dați afară din grădina Edenului. De ce? Ca semn că nu mai pot sta în prezența lui Dumnezeu. Atunci când păcătuiești, ești despărțit de prezența lui Dumnezeu. Nu mai ai bucurie în inima ta, nu mai ai dragoste de închinare. Parcă toate ți-s o povară. Dumnezeu apasă pe viață, păcatul tău apasă pe tine. Ultimul lucru la care aș vrea în dimineața să privim este cum să depășim ispita. Care sunt soluțiile pe care Dumnezeu ni le oferă ca să fim rezistenți în fața ispitelor? Aș vrea să vă spun că există posibilitatea să fii rezistent. 1 Corinteni 10 cu 13, Biblia spune: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, și împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Există un mijloc prin care poți să fii rezistent în fața ispitei. Slăvit să fie Dumnezeu! Și știți ce mi se mai pare foarte interesant? Că textul acesta zice: ferice de cel ce rabdă ispita. Eu mă gândeam prima dată că trebuia să scrie aici: ferice de cel ce nu ispite niciodată. Dar textul spune: ferice de cel ce rabdă. Deci este ispitit și când este pus față în față cu ispita, spune: eu sunt rezistent. Eu nu mă las atras de lucrurile astea. Eu voi fi un om biruitor, voi răbda oricât de multă provocare va fi în viața mea. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să vă dau trei soluții. Prima soluție: asumă-ți responsabilitatea pentru ispitele din viața ta. Nu mai da vina pe nimeni. Există oameni în lumea aceasta care toată ziua caută vinovați. Căutăm scuze, nu soluții. Și textul acesta, exact lucrul acesta spune: nimeni când este ispitit. Iacov știa, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, știa că oamenii când vor fi ispitiți vor spune: Dumnezeu îi dă vină. Dar de ce spune ei că Dumnezeu îi dă vină? Păi Dumnezeu m-a creat în felul ăsta. Dumnezeu a pus lucrurile acestea în viața mea. El mi-a dat trupul acesta. Și Dumnezeu spune în felul acesta, în felul următor: Dumnezeu nu poate fi ispitit și El însuși nu ispitește pe nimeni. Scuza asta nu ține. Oricât de mult ai încercat să pui vina pe Dumnezeu, Dumnezeu nu-i vinovat pentru ispitele din viața ta. Dumnezeu nu poate ispiti și El însuși nu ispitește pe nimeni.
De aceea, asumă-ți responsabilitatea pentru ispitele din viața ta. Alții știi ce vom zice? Măi, părinții îți dă vină. De la ei am moștenit lucrul ăsta. Și mă gândesc că copiii care încearcă să lupte cu ispitele din viața lor și să confrunte exact cu aceleași probleme cu care s-au confruntat părinții. Aceleași înclinații, unul e mai mânios, altul e mai prea liniștit, altul e mai tăcut, altul imediat vorbește și parcă avem aceleași înclinații. Și de imediat știm să dăm vina, părinții îți dă vină. Textul zice că nici părinții nu-ți dă vină. Cu toate lucrurile frumoase pe care le-am moștenit de la ei, am moștenit și lucrul ăsta, dar nu-ți iei de vină. Ce textul mai continuă și spun că sunt alții care dau vina pe soț și pe soție, exact cum a făcut Adam. Zice, da, soția, Doamne, Tu mi-ai dat-o, soția mi-i dă vină. Femeia când a văzut că ea e vinovată a zis, dar șarpele-i dă vină. Și încercăm să dăm vina de la unii pe alții. Noi ne place jocul ăsta de a da vina pe alții, știți de ce? Pentru că ne scapă de responsabilitate. Zice, măi, dacă nu-s eu vinovat, de ce mă trage cineva la răspundere? Noi avem foarte multe ori lucrul acesta în viața noastră să spunem, nu-s eu vinovat, e altul vinovat. Mai dăm vina câteodată pe mediu. Zice, măi, contextul ăsta, prietenii mei, dacă nu erau prietenii mei, nu cădeam. Se poate întâmpla lucrul acesta, dar vreau să vă spun un lucru. În Babilon erau 3 tineri, atât de mult ispitiți acolo. Și știți ce zice Biblia despre ei? Că au rezistat în fața ispitelor. Orice ispită poate fi rezistată. Nu da vina pe nimeni. Știți cine este vinovat pentru ispitele din viața noastră? Eu însumi. Nu căuta scuze, ci caută sursa ispitei din viața ta. Textul acesta spune, exact după ce vorbește despre oamenii care caută scuza, zice, vă spune de unde e sursa. Fiecare este ispitit. Nu-mi îndrept degetul spre nimeni, nu spun că nimeni e vinovat, singurul spre care îndrept în dimineața asta să spun pentru ispitele mele, pentru căderile mele, pentru păcatele mele, eu sunt vinovat. Eu sunt omul care sunt responsabil pentru deciziile mele, curăția sau păcatul este o decizie personală. De aceea, dacă vrei să fii rezistent în fața ispitelor, fii un om care îți asumi responsabilitatea. Uită-te în viața ta să spui, Doamne, pentru ce mă confrunt, pentru ispitele care vin în viața mea, eu sunt vinovat, ajută-mă să fiu rezistent. Dă-mi răbdare, dă-mi putere, ajută-mă să fiu un om puternic. Al doilea lucru pe care vreau să spun în dimineața asta este, adâncește-ți relația cu Dumnezeu. Dacă vrei să fii rezistent cu adevărat, adâncește relația cu Dumnezeu. Apare un text în Ioan, capitolul 14, versetul 30. Și m-am tot întrebat de versetul acesta, ce pot să înțeleg din acest text? Și Domnul spune ucenicilor, nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorii lumii acesteia, el nu are nimic în mine. Iisus a fost ispitit în toate lucrurile și totuși a fost curat. De ce Iisus a fost curat? Știți de ce? Pentru că diavolul n-a avut nimic în el. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât ispitele nu mai au putere în viața ta. Cu cât îl iubești mai mult pe Dumnezeu și te dedici totul lui Dumnezeu, nu-i lași lui Dumnezeu doar 2%, 3%, 10%, ci îi dai totul lui Dumnezeu. Când te predai lui Dumnezeu, nu te preda de suprafață. Nu-i preda lui Dumnezeu 50% din viața ta. Dă-i lui Dumnezeu totul. Dumnezeu merită totul. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să fii împlinit, nu vrea să fii doar fericit pentru scurtă vreme. Dumnezeu vrea o împlinire de durată în viața ta, vrea să fii bucuros, vrea să fii fericit. Aplică acest lucru în viața ta, adâncește-ți relația cu Dumnezeu. E ca și acel pescar care se duce la pescuit și aruncă momeala și zice, măi, de 3 ore sunt aici și n-am prins nimic. Știți de ce n-am prins? Nu că momeala nu era bună, dar peștele nu mai trage la momeala aceea. Ce nu mă mai interesează momeala asta. Pe mine mă interesează lucrul lui Dumnezeu, mă interesează să fiu mai asemenea lui Hristos, să-L iubesc pe Dumnezeu mai mult, să-mi fie drag Dumnezeu. Adâncește relația cu Dumnezeu. Și ultimul lucru, aplică răbdarea la timp. Aplică răbdarea la timp. Dacă vrem să fim rezistenți în fața ispitei, va trebui să răbdăm. Va trebui să fim oameni care avem răbdare. Și aș vrea să vă spun un lucru. Răbdarea este lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Roada Duhului Sfânt, printre acele caracteristici ale roadei Duhului Sfânt, apare la un moment dat, zice, înfrânarea poftelor, îndelunga răbdare. Este ceea ce Duhul lui Dumnezeu lucrează în viața mea și în viața dumneavoastră. Ca să fii rezistent în fața ispitelor, nu poți prin puterile personale. Oricât te-ai chinui, nu vei reuși. Rezistența în fața ispitelor se poate doar prin puterea lui Dumnezeu. Doar Duhul lui Dumnezeu poate să lucreze sfințire în viața ta și în viața mea. Priviți ce spune Romani 8, 12 și 13. Așadar, fraților, nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi.
Duhul îți aduce viață, Duhul te face rezistent, El te face să fii un om care aplici răbdarea la timp. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu doi copii, avem o fetiță de 2 ani. Și mă tot gândesc cum să o învăț să fie rezistență în fața ispitelor și vreau să o învăț de mică. Și am realizat că singura soluție pe care o am este să o învăț răbdarea. Și deseori o iau lângă mine și îi spun, uite, tati are aici 2 bomboane. Vrei să-ți dea una acum înainte de mâncare sau îți dă una, 2 după ce mănânci? Și ea când le vede pe amândouă zice, le vreau pe amândouă. Niciodată copilul meu, nu știu cum a fost al dumneavoastră, dacă i-am dat 2 bomboane, niciodată n-a zis numai una. Întotdeauna le-a luat pe amândouă. Și mă uit la el și îi spun, uite, dacă tu ai răbdare și mâncăm, după ce mănânci, tata îți dă 2 bomboane. Vrei acum una sau mai târziu 2? Și se tot uită și câteodată nu rezistă și zice, una acum. Și uneori rezistă și spune 2. Și după ce mâncăm tot, nici nu trece multă vreme că imediat mă trage de mânecă și îmi spune, tata, 2. Și ce am realizat în viața copilului meu? Am realizat următorul lucru, că are uneori capacitatea să reziste, să-și aplice răbdarea la timp, să zică, am răbdare că Dumnezeu îmi dă ceva mai bun. Că tata îmi dă ceva mai bun la sfârșit. Nu-mi dă numai una, îmi dă 2 la final. Și ce vreau să spun de fapt textul acesta? Când vine ispita în viața ta, ai răbdare că Dumnezeu are ceva mai bun pentru tine. Ca să fii rezistent în fața ispitei, ai nevoie de încredere totală în caracterul lui Dumnezeu. Așa după cum fiica mea are încredere totală că eu, după ce va mânca, îi voi da acele bomboane pe care i le-am promis. Ea are încredere în caracterul meu, are încredere în cuvântul meu. La fel zice Dumnezeu, încrede-te în cuvântul meu, în promisiunea mea. Și cum poți să te încrezi în Dumnezeu? Textul acesta vorbește foarte clar despre 3 lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi, ne-a născut din nou. Tot ce primim este din mâna lui Dumnezeu, tot ce e bun primind din mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu va face totul nou. Pentru ce a făcut, pentru ce face și pentru ce va face Dumnezeu, ne arată caracterul lui Dumnezeu. Încrede-te în caracterul lui Dumnezeu. Nu fii ispitit și nu fii tentat de lucrurile de nimic care trec în fiecare zi pe lângă tine. Aș vrea să închei în dimineața asta cu o întâmplare. La Jocurile Olimpice din Atena erau foarte mulți alergători care alergau. Și printre cei care alergau erau și oameni săraci, care nu prea aveau multe ce să mănânce și ce să se îmbrace. Și oamenii aceștia când alergau, știau în tribună că există oameni bogați. Și bogații știți ce făceau? Luau bănuți de argint și aruncau pe pista de alergare. Săraci aceștia care n-aveau ce să mănânce, n-aveau nici ce să îmbrace prea mult, când vedeau bănuți de argint pe pista de alergare, se aplecau și culegeau bănuții de argint. Dar știți ce se întâmpla în timp ce ei se aplecau și culegeau bănuții de argint? Erau oameni care nu vedeau altceva în fața lor decât premiul final. Nu-i interesau nici ce strigă tribunele, nu-i interesau nici bănuții de argint de pe pistă. Singurul lucru de care erau interesați era premiul final. Nu erau interesați de absolut nicio tentație din jurul lor. Frați și surori, în dimineața asta vreau să vă spun lucrul ăsta. Nu vă mai plecați la bănuții de argint pe care aruncă diavolul. În timp ce ni aruncă diavolul pe pista noastră de alergare, pierdem premiul final. Dumnezeu nu vrea să fii doar fericit de moment, Dumnezeu vrea să fii împlinit pentru tot restul vieții tale. Și aș vrea să ne ridicăm în picioare și aș vrea să ne rugăm în dimineața asta lui Dumnezeu, Doamne, fă-ne rezistenți până la capăt. Fă-ne, Doamne, ca să avem răbdare în inima noastră. Să știți că ați rezistat până la capăt, ați avut răbdare. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Așa cum stăm, ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea răbdare. Amin.
Iisuse, Tu ai spus că e ferice de cel ce rabdă ispita. Te rog să mă ajuți să rabd orice ispită din viața mea. Să ne ajuți pe fiecare la lucrul acesta, ca să ajungem să primim premiul alergării noastre. Dacă aici sunt suflete zdrobite, împovărate, frământate, ispitite în fel și fel și care n-au avut biruință până astăzi, dă-le biruință și de astăzi să meargă cu Tine din biruință în biruință, Doamne, și să aibă ca sfârșit al alergării cununa nevestejită pe care o vei da tuturor celor care vor răbda până la sfârșit. Ne smerim înaintea Ta, îți mulțumim pentru cuvântul care astăzi ne l-ai adus ca o mană cerească pentru sufletele noastre. Binecuvintează slujitorul de care Te-ai folosit, binecuvintează întreaga adunare, Doamne, și ajută-ne să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, ca să ajungem la premiul alergării, la Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Numele Tău să fie slăvit, binecuvântat și onorat Tată, Fiule și Duhule Sfânt în veci. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Mulțumim lui Dumnezeu pentru dimineața aceasta și pentru cuvântul pe care ni l-a dăruit, pentru timpul de rugăciune pe care l-am avut. Și Domnul să fie cu noi cu toți. Mulțumim fratelui Cornel, Domnul să-l binecuvinteze, să transmită salutul Bisericii Emanuel, Maranata, Domnul nostru vine, Bisericii din Marysville, pe Domnul să-l însoțească și-l așteptăm și cu alte ocazii când Domnul îl aduce în țară. Cu harul și cu pacea Domnului,